Hai noroc, băieți. Bine v-am regăsit la un nou episod de pe scenă. Astăzi ne vom juca Grand Theft Auto 3. Jocul ăsta mi-a făcut și mie o parte ma o mare parte din copilărie. Se dă mai încet. Da, taci. Așa, o să lăsăm puțin așa. Da, deci jocul ăsta, pot să mă apuc nostalgia, mi-a făcut o mare parte din copilărie jocul ăsta. Haideți să-i dăm drumul. Mamă, ce dor mi-a fost. Ce asta? Ok. Niciodată nu mi-a apărut treaba asta când m-am jucat, dar hai. Na, pe atunci aveam și alt PC, nu știu. Bă, dar cât durează treaba asta? Da, cred că, nu știu, ori am să fac asta aici, nu știu. Încă știu jocul pe de rost, mâncare. Încă-l știu jocul pe de rost, deci nu se poate să-l uit. Deci cât m-am jucat jocul ăsta? Haide, bro, mai repede, că... Doamne, ce dor mi-a fost mâncare jocul ăsta. Bun. Mamă! Când Grand Theft Auto 3, doamne! Mamă, ce amintiri mai acă. Și mai țin minte că mereu încercat după toate videoclipurile de pe YouTube să ajung în orașul ăsta, bă, mâncate. Ce am cum încă țin minte. Alea erau moduri, parcă. Hai să repede asta, dacă știu că îl împușcă, fata o să te împuște, chestii de genul, nu mai are sens asta până la final să vedem tot ăsta. Doamne, ce amintiri îmi trezește jocul ăsta, Doamne. Ce mă amintește când încă stăteam la apartament, acum am mutat la casă, Ei, am 5 ani de când s-am mutat la casă, asta e partea a doua. Bă, nu poți să miști să te uiți de pe mouse la mașină, bă, serios. Bă, acum, de ce are blurul ăsta ciudat? Știu că prin calea aia o lua mereu, deci pe aici o lua mereu când începem jocul, fiți atent. Deci și acum încă țin harta pe de rost, deci pe aici o lua mereu, deci și acum încă țin minte. De mult mi-a plăcut jocul ăsta. Doamne, ce amintiri îmi trezește. Bă, deci nu mai pot să... Eram pitic vai de stăua mea și jucam jocul ăsta, doamne. Nu știam mai nimic pe atunci. Gen... Haide, bro. A, asta că cea nu te oprește ca pe San Andreas, te oprește de mașina, gen trebuie să te oprești tu. What, cât de ciudat. Știu că... Nu pot să dau skip la asta. Știu că aici, o să, după ce faci misiuni, o să-ți fac așa o listă lungă de arme și puteți să-ți iei. Și acum încă țin minte treaba asta, doamne, ce amintire îmi trezește. Când spawnam Rehino, bă! Care era codul pentru Rehino, oare? Și știu că dacă te duceai să faci hâța, hai că... Parcă zici că scopi, numai că nu vreau să vorbesc gen pe canal prost, să nu amenzi. Știu că îți crește viața la 150, parcă. Așa știu că îți crește viața până la 150 ori 125, ceva de genul. Bă, deci câte amintiri îmi trezește. Mamă, dar n-ai... Gen, sar pe Space, eu știam că pe Space fugi pe GTA San Andreas, ok? Bun, și acum știu că trebuie să o luăm pe una. Mamă, cum arăta mașina de poliție. Pe shift claxonezi, what? Bă, nu era pe H? Nu-i pe H, what, pe vremuri. Dă-te, bro. What the heck, de ce se controlează așa mașinile? Hai, suie mai repede. Cât de mult îmi plăcea să fur mașina de poliție de aici. Doamne. Știu că după ce schimbi orașul, nu se mai poți să vii aici, că aia cu pești ceva de genul te împușcă, că nu știu. Așa știam. Aici o să găsești, aici găsim o plasă cu bani, e o pungă sau cum se numește. Care colectez și dă o sumă de bani. Doamne, bă, ce e ăsta din față? Mă, pare ce era ăla din față?
Așa și știu că dacă te duceai lângă el se auzeau zgomote și am, așa cum am cățin minte, vedeți? Deci nu pot să uiți jocul, deci jocul ăsta nu o să rui niciodată. Păi atât îmi vine să mișc din mouse, să mă uit prin jur, bă. Dacă încerc să sparg aici. Uitați, vedeți? V-am zis că este aici o pungă ceva. Așa. Bă, stai, vreau să iau mașina aia de curse. Nu mașina de curse, aia, mașina aia rapidă decapotabilă. Banshee-ul sau cum se numește. Bă, era pe acolo, stai, stai, că, cred că încă știu pe unde e. Că s-o iau pe aici. Așa. Că trebuie să o iau pe aici. What? Păi frâna de mână din mouse. Ce ciudat. Știu că dacă faci taxi aici o să-ți apară un taxi roșu. Deci eu și acum țin minte jocul. N-am să-l uit niciodată. Da, și aici avem o mașină din traia. Avem un Banshee parcă. Uite-l, bă! Nu știu cum era, îmi plăcea să sparg geamul ăsta de aici, să nu stric mașina, bă. Hai că... N-am stricat-o dacă e. Dar cum îi dau sprint, eu asta nu înțeleg. Bă, deci vă știți ce nostalgie mă apuc acum? Asta parcă e cea mai rapidă, aba nu, astea cum este și Inferno și Turismo, da. Ah, dar chiar, bă, stai puțin. Și aici sus este o casă de la mafie. O casă de mafie este aici și găsești gen ceva BMW-ul, nu știu. Era aici, știu. Da, bă, uite, vedeți? Bă, dar cum dai sprint? Eu asta nu înțeleg. Fac pe space din obișnuință de pe Sam. Da, vezi, mafia Sentinel. E, oricum Sentinel arată BMW deci aici, cam mai zic. Și știu că mașina asta se mișcă super repede. Și acum țin minte jocul, deci nu am cum să-l uit. Știu locațiile ca pătată, nu știu. Bă, nu... Și serios dacă am mai jucat jocul ăsta, deci am cred că vreo 7 ani când am mai jucat jocul ăsta. Și și acum încă-l țin minte, deci nu pot să-l uit. Am terminat de vreo 3 ori, odată, de 2 ori pe telefon. Nu, de 2 ori pe calculator și odată pe telefon. Salvăm și lăsăm restul pe data viitoare, deci vreau să... Nu știu să țin videoclipul ăsta prea mult, vreau așa să vă lăs mai multe videoclipuri, să vă lăs și pe voi nostalgia asta. Ia, nu, stai, știu chiar apres sprintul ăsta. Da, bă, uite, am găsit cum să dai sprint, ai handicapat, o să schimb eu. O să încerc să descarc un skin de CJ, știi că dădeai aici, a? Da, bă, uite. O să-i punem skin de CJ, o să încerc să fac rost. Le punem. Oricum, băieți. Opa, fratele, ne vedem la videoclipul următor.